Surprize vor fi la tot pasul. Trebuie să vă pregătiți pentru că sunteți unele dintre cele mai puternice concurente care au pășit în competiția Bravo Stil vreodată. Așa că sunt sigură că veți face față cu brio tuturor provocărilor. Ocupați loc, fetelor. Theo Rose a avut o seară concept de zile mari, pe primul loc în preferințele juraților, număr maxim de puncte, Olaiza Minele, așa cum rar ne-a fost dat să vedem. Felicitări, Theo! Mulțumesc. Dar sunt curioasă cum începem săptămâna Bravo Stil. Și haide! Teo. Bună, Ilinca. De ce mă privești cu ochi triști și goi? Sunt un pic în pană. N-am avut timp cât am stat de povești. Da, n-am avut timp cât am stat pe scaun să fac o poveste. Dar dacă mă vrei să mă întrebi... Așa că vom improviza. Unde mă duc? Da. O să spun așa. Și mă duc, și iar mă duc, până la mândră de la nuc. Și mă duc, și mă cobor, până la mândră la izvor. Mai Teo, ce să mai zic, ce e al tău e pus deoparte. Uite cum reușește să se scoată ea din absolut orice situație. Bravo ție pentru asta, ai o voce superbă și mă bucur că putem cu toții să o ascultăm de fiecare dată. Spuneam și mai devreme că am avut o ediție concept fără eliminări, care v-a făcut să vă relaxați un pic, o ediție pe care tu ai câștigat-o, lucru ce a părut că nu le-a deranjat deloc pe celelalte concurente. Dar dacă stăm să privim lucrurile în ansamblu de-a lungul timpului, în mod normal, privind în generalul top 3 al competiției, cumva s-au tot sesizat nemulțumiri. Dar în ceea ce o privește pe Theo Rose, nimic. De ce? Pentru că e bună, are bun simț și e o fată minunată. Pentru că Theo nu câștigase niciodată un trofeu și chiar cred că măcar prima oară... Tocmai a ieșit un porumbel din gură de Codra. Deci Theo nu e o miză, că dacă avea vreo 7 trofee la activ, se nu, ne vade. Nu, dar eu întotdeauna m-am bucurat când cineva a câștigat o vală, pe cuvântul meu de onoare. Și am mai zis-o și la testimoniale. Eu am capacitatea să recunosc că n-o ținută, pentru că se întâmplă, suntem oameni, este mai bună decât a mea. Și a fost mai bună decât a ta? La Theo te referi? Da. Nu știu, uite, cred că e prima gală în care cred cu tărie că am avut cea mai bună ținută. E, uite, vezi și atunci de ce te bucuri că a câștigat Theo? Da, mă bucur că a câștigat pentru mine. Pentru ea ca om. Da. Așa, da. Da, pentru că am zis-o și la testimonial. Dacă îmi spui Mulan Ruj, mă gândesc automat la Liza Minnelli. Adică din punctul ăsta de vedere. Da, ea a fost un styling corect, i-a venit foarte bine, dar mi s-a părut mie un personaj un pic clișeic. Mm-hmm. În sine, știi? Trebuia să fie mai originală în alegerea personajului din care se inspiră. Da, nu știu, acum fiecare până la urmă alege cum da, simte. Și eu aș fi vrut să fac ce a făcut Sonia, dar până deci la urmă... Deci am înțeles, Theo încă nu este un pericol pentru tine de aia și de aia nu v-ați certat. Bă, eu sunt pe principiu că cea mai bună să câștige, adică chiar nu sunt pe dată mai să mor. Și dacă va câștiga una care nu va fi cea mai bună? Ce se întâmplă de ea? Uite, aici eu cred că oamenii de acasă știu ce să aleagă. Chiar cred asta. Teo e fata mea, nu știu cum să spun. Bă, fată, dar deci dacă aș cu ea în finală, tot fata ta e? Poftim? Când o să fiu cu ea în finală, este singura persoană, Theo Rose, singura persoană care nu m-aș supăra dacă ar câștiga trofeul Bravo Ice Cream Celebrity. Aule, deci în rest la oricine alege. Dacă ai să supăra, da. Da. Și dacă câștiga una? Dar ce înseamnă supărarea? Că sunt curioasă cum face Andreea. Păi, iau corona de pe cap și păi și celelalte concurente, uite, când a câștigat Alexandra, când a câștigat acum, Cristina, când a câștigat Andreea. Da, aia zic. Nu, n-am spus-o prin comparație cu voi, dar chiar trebuie să recunoașteți și trebuie să recunoaștem că Theo chiar are un caracter extraordinar. Așa. N-am auzit-o niciodată vorbind de cineva de rău, n-am auzit-o niciodată băgându-se în vreo discuție, n-am auzit-o niciodată bârfind, n-am auzit-o niciodată jignind. Așa că, mă scuzați. A meritat. Și a meritat, da. Păi, nu e vorba de meritat aici, pentru că toate vă meritați locul. Toate e clar, dăm una pe cealaltă. Nu, în momentul în care luați punctaj maxim. Dar uite, dacă ar fi luat Andreea, să zic, primul loc,
Alexandra, Cristina, poate ar fi avut ceva de comentat dacă Alexandra ar fi luat primul loc. Cristina, Andrei ar fi avut ceva de comentat. Acum, când a luat Teo, liniște și pace. Da, asta spune multe și despre ele, dacă s-au bucurat pentru mine, nu? Ce spune despre ele? Eu, de fapt, cred că nu. Ne salvează, că Elinca vrea să ne scoată rele, fii atent. Nu, de fapt, voi nu vedeți în ea niciun pericol eu real. Eu nu pot să vă scot, fetelor, și... Doamne ferește, niciodată. Așa. Cristina? Păi, ce să zic, eu nu știu dacă am comentat la adresa cuiva când a luat vreun trofeu. Eu m-am bucurat, n-am avut așa, dar dacă era iese... de comentat neapărat, ci de acea senzație de neîmplinire, nemulțumire, sau de competiție, supărare, mai acerbă. Sau așa. Ei, n-ai... Păi, Teo este copilul competiției. Noi, păi și... astea bătrâne... Stai puțin, toate sunteți concurente care aveți aceleași drepturi și aceleași obligații. Păi nu ne-am bucurat că Teo e copilul nostru și ne-am bucurat că a venit copilul cu un trofeu acasă. Ia uți. Cred că s-au bucurat pentru că a fost cumva pentru prima dată și sunt în competiție de la început. Și într-adevăr a fost o bucurie foarte mare și pentru mine și nu m-au văzut așa pentru că... Da, sunt aici de la început, mi-am dorit să demonstrez că pot și eu și în sfârșit am meritat să câștig o gală, fapt care m-a bucurat și cred că l-a bucurat și pe ele, că suntem aici toate, împărtășim între noi toate trăirile. Auzi, dacă avea Teo vreo 7-8 trofee la activ, nu știu cum ar mai fi stat situația. A, deci printre doar pentru că a fost primul trofeu. Tocmai pentru că nu poate fi un pericol, Linca, asta este problema, că ele au considerat-o, mă rog, nu ele, nu toate, unele dintre ele, o consideră așa non-invazivă. Non-invazivă? Da. Adică dar nu ea... e foarte periculoasă. Da, dar ea, de fapt, aha, e un munte de talent. Și nu toate, doar câteva au observat chestia asta. Și acum celelalte care nu au observat... Cine? Că tot îmi zici, toate au observat, păi nu toate, dar câteva... Că, îți spun cine cred că s-a bucurat și cine cred că nu s-a prea bucurat. Rog, m-am bucurat eu, s-a bucurat Andreea și cred că s-a bucurat Sonia. Atât. Acum, și șcăneasa... care pare a fi fericită pentru puiul ei. Da. De fapt, în sinea dânsei, cred că o macină puțin situația, pentru că dânsa și cu dânsa împart același stilist. Păi aha, și a fost o situație inversă. Stai, dragă, lasă-mă să-mi spun părerea. Uite, intervenția ta mă face să cred că am dreptate. M-am înnecat. Bagi. Te-ai necat? M-ai înjurat. Nu, așa ai spus o prostie. De ascultă, dragă. Te-ai și cred că și șcăneasa în sine ei spunea: ia uite, dragă, asta a luat unul, eu am luat pe locul ultimul, avem același stilist, dar de ce eu n-am avut această stilistă? Stai că o să vreau să discutăm, da, și bine, despre asta și chiar să amplificăm un pic subiectul. Acolo aș vrea să mă opresc la Teo. Rose nu e periculoasă pentru noi în competiție, e non-invazivă. Alexandra Ungureanu, credeți asta? Care este regina emisiunii, da, Miss, mai splendoarea. Miss Bravo Stil. Alexandra cred că se gândea în sine ei așa, studiind pozele designerilor care îi trimit oferte. Ia, ce a câștigat, mă, Teo Rose? Hai că a câștigat totuși. Adică ea în sine ei, când i-a văzut punctașul, a zis: mă, poate totuși câștig eu. Mm-hmm. Poate totuși. Fetelor, dar voi pierdeți, da, din vedere faptul că, da, cel puțin ultima oară când am văzut voturile telespectatorilor, înainte ca votul lor să fie suspendat pentru moment, reîntâlnindu-ne cu ei din acest punct de vedere în marea finală, Teo Rose era pe primul loc. Asta exact, ca să nu mai spun că ele se bucură că nu mai e votul publicului. Păi, parcă nu o să mai pentru fie moment, însă, dar repet, o să fie. Votul publicului va conta în marea finală și va avea rol decisiv. Publicul alege câștigătoarea. Ele vor să o elimine până atunci. A, vor să o elimine până atunci pe Teo. Da, da, da. Deci s-au bucurat pentru mine așa. Băi, Oana, tu dai aici niște informații așa pe bandă rulantă. Dar nu sunt informații, fac parte din arsenalul, da, de... Uitați cum s-au atacat amândouă. Amândouă florile de câmp. Hai că acum s-au atacat. Nu m-am atacat. Nu, dragă, dar nu vreau să-i induci în eroare oamenii. Vai, fetelor. Teo poate să spună de câte ori am apreciat-o și am spus direct părerea mea și chiar am spus că are șanse mari la câștig pentru că... Asta nu înseamnă că nu te oftici. Asta nu înseamnă că eu nu că și eu mă doresc trofeul, dar mă bucur pentru ea, pentru că este un om extrem de talentat și frumos și curat. Asta și este adevărat, e adevărat ce spui, dar asta nu înseamnă că nu te oftici. Uite, te dacă, nu știu dacă tu cunoști părerea Andrei Tonciu, care spune că inclusiv în marea finală, dacă tu vei fi cea care va câștiga acest sezon de Bravo Style Celebrities,
ea nu va avea nimic împotrivă. Andreea, care știm că e fiartă să câștige acest sezon. Continuarea era chiar mai interesantă. Adică de ea? Păi ea zic că dacă câștigă oricare altcineva, vine acolo și ia coroana din cap. Dar dacă va câștiga Teo, nu va avea nimic împotrivă. Da. Minciună. Păi, cum, Andreea? Nu, Ilinca, pentru că Teo este o fată foarte bună, este tânără, are o carieră în față și chiar m-aș bucura pentru ea. Doar pentru ea. Pentru celelalte, nu. Mulțumesc, nu, prietena mea care declară dragoste pe aici în emisiune. Ia uite, prietena falsă și prefăcută. Bine, sunt tare curioasă cum vor evolua fetelor lucrurile, dar deocamdată vorbim despre ținută. Teo, tu văd că în continuare ce ai? Ești emoționată? Nu știu, da, sunt curioasă cum e ținută. Ce ai făcut? Nu vrei să știi, că da, mi-a dat alta din spate, a fost drăguț, că altfel... Venea să plâng de oftică. Zic eu de mă câștigă și eu una. N-ai fi plâns de emoție, ai fi plâns de oftică doar. De oftică că am spart ăla, de emoție am... Aici, asta mă refer, asta. Cine îmi spune de ținut? Andreea? Sandalele, ți-am mai spus. Nu-ți plac. Sunt urâte, îți stau urât, îți fuge piciorul, chiar nu-mi plac. Rochia, îți vine bine. Îmi place sacoul. Deci doar sandalele mă deranjează, draga mea. Totuși e bine. Totuși e bine, dacă aveai altceva în picioare. În rest ești ok. Mersi mult. Mulțumesc, Andreea. Ce să mai zic, le dau cuvântul celor trei jurați în fața lor, Teo Roz. Bună seara! Bună seara! Măi, frumoasă! Că frumoasă ești, te-au lăudat fetele astea, ai luat și un trofeu, gata! Poți să pleci acasă! Nu! Ghilimele spus, nu! Mulțumesc! Nu, îmi doresc să rămâneți cât mai multe. Problema e că în seara asta nu prea ai avea șanse să rămâi prea mult. Da. Pentru că începând de la aceste sândăluțe, urâțele, ce ai făcut tu este foarte simplu. Nu e urât, e foarte simplu, este... Pentru, dacă ai fost în prima săptămână la Bravo Estil aici, probabil că ai zice, bă, hai, pentru încurajare, pentru frumusețe, pentru voce, Bravo Estil. Dar așa, Nexam. Din start îți spun Nexam. M-am gândit că merg pe accesorizare, așa, mi-am păi trântit niște cercei mai așa, niște... E prea puțin. Pentru mine e puțin. Mai aveți foarte puțin fetelor. Eu aștept de acum încolo și în timpul săptămânii să văd, wow, ca și în săile speciale. Okay. Iar în săile speciale mă aștept, nu știu, să cobor de pe taban, să veniți pe aici. Spider-Man! Asta, cu reflectoarele, să, nu știu. Sunteți celebrities. O să încerc mai mult și pentru timpul săptămânii. Mulțumesc. Ia zi, pisico! Dă-i! Să văd că stai așa. Lăși. Fițe, dacă v-am rugat și eu un lucru pe pământul ăsta, pe fața pământului, stai, Jana, are legătură și cățelul ăsta s-a greșit. Are legătură cu Teo, ori are legătură, are legătură cu încălțările? Dacă eu v-am rugat să căutați variante alternative de încălțări, m-am săturat de ele. M-am săturat. Eu am mai schimbat cu încălțările, prima dată când... Cetățeana de te îmbracă, a auzit de pantofi masculini? A auzit de, păi să zicem, nu știu, loafers, a auzit de sneakers, a auzit de ciocate, a auzit de bocanci, a auzit de cizme 70, a... Unde? Păi și n-am venit cu bocanci. Odată. Cu... Odată s-au văzut doi. Păi, Rățușca, o zi, da, una, nu, îmi trântești o ciupeică de asta nouă, zeacă obosită. Unu, doi, încetează să mai porți o jă albă, e sinistră. Nu e albă, dar e galbenă, mai bine lasă că e albă. Sinistră. O dau jos, nu Oja mai. Să nu mai pui în viețișoara viețișoarelor tale. Nu mai pun. Promit că nu mai pun, vorbesc serios. Mâine vin cu altă ojă. Altfel nu-mi displace, ești model. Mulțumesc. Da, cu sandaletele s-a mai zis domnișoara stilista voastră. Ca să nu zic numai ta, că nu vreau să creem așa. Sau vreau să creem. De fapt, are fixație pe sandaletele astea care nu-ți vin rău. Dar uite, astea îți fug din picioare, ți-au alunecat, au decolat. Tu erai aici, degetul mare ajunsese acolo deja la poză. Era la Ploiești, se întorcea. Da, adică tu erai față noastră, degetul mare poza.
Măi, este foarte... Adică ea era Luana, degetul era Suzana. Suzana. A, apropo, da, am vrea să știe de astăzi înainte Cuscra și cu Măsa Mare se numesc Luana și Suzana. Vom fi cunoscute, vom avea multe aliasuri până la sfârșitul competiției, de nu mai înțelegem nici noi cine suntem, dar nu contează. Voi să fiți organizate. Luana și Suzana. Așteptăm momentul corect. Luana și Suzana. Mult interes. Suzana, Suzana, napolitana. Au mâncat. Și după ce mănâncă napolitana, ele la bază, știi ce sunt, nu? Ce sunt? Rebusiste, fetițo. Rebusiste. Și ținuta ta nu e vreo rebus de la complicat, este o ținută actuală, e bună, e bună. Ai, are o sclipire. Simpluță, dar cu sclipire. Hai. Ia zi, Luanita, Chichita. Îmi place cum sună rebusistă. Da. Și tu cu ce te ocupi? Ce ești? Ce faci? Rebusistă. Adică noi facem rebus sau doar le desfacem? Facem și desfacem rebusuri. Mulțumesc mult. Vezi? Mulțumesc. Mulțumesc. E, hai că nu-i rău, Teoros. Felicitări. Mulțumesc. Noi livrăm concept de rebus. Așa. Cum îl livrăm? Ce zice, livrăm concepte de rebus. Așa, există cetățeni extrem de pasionați de zona rebus. Da. Pasionați, am spus, deci care trăiesc prin și pentru rebus. Aha. Înțelegi? Iar noi, la cerere, pentru acești cetățeni, livrăm concepte de rebus. Conceptele fiind următoarele. Vitamina, dacă tu vrei să-ți intru în detalii acum și dacă vrei să afli secretul din conceptele noastre de rebus, în primul și în primul rând, scoate mătăluță cheșul din buzunar și că vrem băbănișori. Că la noi se lucrează în primul și în primul rând, cheșul pe masă. Dacă tu vrei concept de rebus, hai, pe bun. Noi lucrăm și la orizontală și la verticală. Luana și Suzana. Facem un rebus de gală. Exact. Și pe obi.